Nu uita că lumina ta vindecă. Cu cât e mai puternică și acum e foarte puternică. Nu știu cât v-ați. Un bec ești luminos și cine e în preajma ta nu se poate abține și arată fața și descoperă și arată partea întunecată. Nu uita că e lumea ta și e dinăuntru tău tot ce vezi. Deși acum cumva mă cam îndoiesc că totul e dinăuntrul tău. Accepți, accepți, accepți că e din afară, după aia accepți, accepți că e dinăuntru. Și acum e cumva din afară, dinăuntru, împreună și e atât de puternică lumina care înseamnă vibrații înalte, care înseamnă dragoste, care înseamnă, da? Și un fel de radiație transmiți în raza de nu știu cât, în jurul tău să nu stea nimeni, pentru că da, e mortal dacă vrei să dacă vrei să înțelegi cam cum e. E foarte puternic, e divin, e dincolo de tine, dincolo de noi, dincolo de a înțelege ceva, da? Se shiftuie lucrurile imediat, nici n-apuci să înțelegi, să vezi, să dregi, cum ai și trezit dragonii în lumea din jurul tău. Și asta și înseamnă vibrațiile. Ești pregătită pentru un level up? Să urci mai sus în vibrații? Și tu, da, da, da. Și ce înseamnă să urci? Am mai zis-o, am mai înregistrat. E să primești în nas vibrații joase. Înțelegi? Paradox. E paradox, e normal. Ai înțeles unde e? Și e mortal, nu pentru... E ca și în oglindă, nu ca și așa e. Nu pentru cineva e mortal prezența ta și, da? Pentru tine e foarte puternic, e dur. Trebuie să ai mult curaj și să accepti vibrațiile înalte. Acolo ești. Înțeles unde ești? Pentru că trezești în oameni partea lor întunecată și prăpăd se întâmplă. Omul nici nu știe, da? Un fel de îi se pune pata, omul idei nu are. Dar tu vezi, tu le pornești, le și vezi. Le și onorezi. Le vezi și... Bine venit în înălțimea ta întunecată. Poftiți, vă rog, afară, din persoană, din om. Foarte interesant, da. Pe timpuri se numea altfel, da? Că scoți zi, cum se făcea în biserici, se scotea din om, era posedat. Ei, bine ai venit la casă și te ocupi de așa ceva. În plină stradă, în plină viteză, în plină, da? În familie, nu, oriunde, oriunde. Hai, da, bine ai venit acasă.